Dinamo București a ajuns într-o situație fără ieșire, asta crede Florin Pruna, una dintre legendele fotbalistice ale grupării din Ștefan cel Mare și, totodată, unul dintre foștii conducători care au încercat să resusciteze echipa în ultimii ani. Însă, spre deosebire de momentul în care Florin Pruna a fost pus în la cârma clubului Dinamo, acum situația este mult mai dramatică. Eu nu văd uh, cine să fie sub Dinamo. Asta este în afară de clinceni, bineînțeles. Dinamo, într-un moment greu pentru Dinamo lucrurile erau clare de la începutul anului, de când au declarat insolvența, că va fi un an de sacrificiu. Și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv. Din păcate, uite că a început să meargă latura financiară, nu mai sunt probleme, dar latura sportivă suferă și nu poți să le desparți. Florin Prunea a făcut și câteva calcule simple despre ceea ce s-ar putea întâmpla la Dinamo în acest final de sezon regular. După pauza competițională vor mai fi încă 8 jocuri, pentru că se joacă un singur joc. Cu siguranță vor fi 5 meciuri afară și 3 meciuri acasă. Va fi complicat. Important pentru Dinamo ca să facă puncte până la sfârșitul acestui campionat. Nu este imposibil. Cât e despre play-out? Când se jumătățesc punctele, dacă joci cu siguranță primul meci afară, dacă ai ghinionul să joci cu o echipă, la un exemplu, Botoșan sau cineva, va fi, echipe foarte bune, dăm play-out și ai pierdut acest joc, ai retrogradat, din păcate. Pentru că diferența va fi una de 8-9 puncte, eu cred imposibil de surmontat în 8 etape. Dinamo se află acum pe penultima poziție a clasamentului primului eșalon cu un total de doar 9 puncte acumulate din 18 meciuri disputate, având în spatele său doar pe Academica Clinceni, care are cu două puncte mai puțin. În acest moment, diferența dintre Dinamo și echipa care ocupă primul loc care se salvează direct, respectiv Gazmetan Mediaș, este de 10 puncte.